Bună ziua, doamnelor și domnilor! O nouă zi, un nou live. Ne aflăm în fața policlinicii din Areni, din Suceava, policlinica noastră pe care o știm cu toții. Așa, uitați ce frumoasă e acolo, așa în spate. O clădire impunătoare. Vrem să vedem însă ce s-a schimbat. Pentru că eu de când mă știu eu pe lumea asta, nu am foarte mulți ani, dar nu s-a schimbat nimic. Nu s-a modernizat nimic. În anul 2020, primarul Ion Lungu anunța cu surle și trâmbițe că va moderniza clădirea primăriei, va moderniza interiorul, va face o reabilitare termică. A fost finalizat auditul energetic la această clădire, dar vreau să vorbesc cu oamenii, vreau să văd cum sunt serviciile aici în policlinică. Vă spun sincer, mie mi-e frică să merg de foarte multe ori la această policlinică, pentru că pe jos nu e curățenie, nu este gresie, este încă betonul ăla vechi. Haideți să vedem ce părere au oamenii despre serviciile de aici. O să intru în policlinică. O să vă fac și un tur al acestei clădiri. Intrăm frumos. Bună ziua! Ne spuneți, vă rog, suntem de la Nest TV. Ce părere aveți despre serviciile din policlinică? Nu știu, eu nu sunt de aici. Sunt de la Baia și nu știu. Și veniți des aici? Nu, nu prea. Am înțeles. Haideți să vedem. Urcăm puțin la etaj. Uitați. Cam așa arată policlinica cu care primarul se tot mândrește că o va reabilita. Nu știu interioarele, nu știu cabinetele, nu pot să mă pronunț în ceea ce privește cabinetele din Policlinica Areni, dar deocamdată în sălile de așteptare lucrurile nu stau foarte bine. O să vorbim aici cu o doamnă. Bună ziua! Suntem de la Nest TV. Ce părere aveți despre serviciile din policlinică? Nu mai țin, nu răspund. Nu răspundeți? De ce? Sunt... Nu răspund. Am înțeles. Da, oamenii sunt reticienți și înțeleg pe de-o parte. Bună! Vii des la policlinică? Nu. Ce părere? Te-ai confruntat cu serviciile de aici? Ce părere ai despre ele? Nu vin prea des. Acum vin pentru a doua oară și nu pot să mă specific. Am înțeles. Mulțumesc. Bună ziua! Îmi spuneți, vă rog, ce părere aveți despre serviciile din policlinică? Deocamdată am venit acum pentru prima dată. Și... Pentru prima dată? Pentru prima dată am venit. Dar vă place cum e pe jos? Vi se pare un mediu? Nu pot face diferența, că dacă n-am mai fost... Deci, nu știu, dacă n-am... Da. Dumneavoastră ați mai fost? Nu, tot pentru prima dată. Tot prima dată. Am înțeles. Ne spuneți, vă rog, o părere. Suntem de la Nest TV. Veniți des la policlinică? Nu. Cum astăzi am nimerit oameni care nu vin des? Chiar nu vin. Că de obicei e plin. Cred că vreo 5 ani, dar mai fost așa că nu știu. Și s-a schimbat ceva în ăștia 5 ani? Dar e un pic mai alb. Da, mulțumesc. Un pic mai bine. Dumneavoastră ce părere aveți? Nici nu vin prea des. Bună ziua! Veniți des la policlinică. Și ce părere aveți de serviciile de aici? Vă foarte bune. Da? Veniți cu trimitere? Cu trimitere, da. Și față de, nu știu, de ce alegeți să veniți aici? E mult a venit la domnul Găutur, tarii muzicalii, tarii... La dumneavoastră e bine de mult timp. Da. Tare e bună. Tare dumneavoastră ce le puteți spune despre serviciile de aici, din policlinică? N-am venit de mult aici, în policlinică, dar acum am venit și mulțumit. Credeți că ar trebui modernizată puțin policlinica, pe jos? Cu... Să fim noi sănătoși. Și așa. Să venim cât mai puțin pe aici, nu? Da. Mai puțin. Nu e o problemă. Să fim noi sănătoși. Dumneavoastră, ce părere aveți? Acum e prima dată care vin aici. Da? Tot cu trimitere, nu? Da, tot. Asta e prima dată.
prima dată care vin aici în Policlinică. Am înțeles. Mulțumim. Continuăm să facem turul acestei policlinici. Să urcăm la etaj? Haideți să urcăm la etaj. Haideți să urcăm la etaj. Aici sunt. Bună ziua! Cu o întrebare vă deranjez. Ce părere aveți de serviciile din Policlinica Areni? De aici, din Policlinică? Nu știu ce să spun. Ați mai fost? Foarte bun. Da? Nu am mai fost până acum. Am fost corect față de acelea. Și condițiile sunt bune? Sunt bune. Credeți că ar trebui modernizată clădirea? Ar trebui, mai, dar avem un efort, avem un impact. Trebuie, mai vrem multe, dar nu se poate. Și veniți cu trimitere, nu? Da, trimitere, particular, da. Ce urgență avem. Înțeles. Dumneavoastră, ne spuneți ce părere aveți despre Policlinica din Areni? Ok. Hai să mergem până sus. Mi-aș fi dorit foarte mult să intru într-o toaletă, să vedem cum sunt băile, dar nu găsesc o baie. Deci, uite aici, toaletă copii, toaletă personal. Bănuiesc că aici am putea intra, dar e închis. E închisă ușa. Da. Deci, toaletele sunt închise, cred că... Ce facem dacă avem nevoie la toaletă? Stăm așa. Coșuri frumos de reciclare. Hai că mă așteptam să găsesc lucruri mai rele, mai urâte. Stăm bine. Și o să încerc să fiu cât de obiectivă se poate, adică să nu... Oamenii au declarat că serviciile sunt de calitate, chiar dacă pe aici, pe acolo, s-ar putea face multe, s-ar putea renova. Dar serviciile sunt de calitate și oamenii vin pentru că, bineînțeles, aici se poate veni cu trimitere de la medicul de familie și serviciile sunt gratuite prin casa de asigurări. Îmi spuneți, vă rog, ce părere aveți despre... Policlinică? Nu, nu. Doamna nu vrea să vorbească. Cam atât de aici. Aștept să ne scrieți. Vreau să devină o chestie foarte interactivă aici pe pagina noastră de Facebook. Vreau să devină ceva în care să comunicăm, să ne spuneți și dumneavoastră problemele, să ne spuneți chiar locurile în care am putea merge din oraș și ce ați dori să mai vedeți pe această pagină de Facebook. Cam atât de aici. Eu vă mulțumesc tare mult pentru vizionare. Nu uitați să ne urmăriți pe pagina noastră de Facebook și pe postul nostru de televiziune Nesti Vicenă. Numai bine!